Republica Moldova s-a pomenit într-o criză politică pentru care decidenții caută soluții, ori situația economică se înrăutățește de la o zi la alta ca urmare a pandemiei, dar și secetei care a afectat agricultura în vara anului trecut. Economiștii susțin că economia are nevoie de susținere financiară urgentă și de decizii care să o scoată din impas. Candidata la funcția de prim-ministru, Mariana Durleșteanu, estima într-o postare pe Facebook că descreșterea economică a Republicii Moldova va fi de peste 14% în anul 2021, dacă nu va fi numit un guvern în timpul apropiat. Veceslav Negruța, consilierul președintelui Maia Sandu pe probleme economice, declară că pentru minus 14% nu este suficient nimic să nu faci, iar pentru minus 14% asta trebuie să sapi la greu sub economia Republicii Moldova ca să o îngrobi. Potrivit lui Alexandru Lupușor, director expert grup, la o lună de la începutul anului, deși a fost reluată parțial asistența externă pe partea de granturi și împrumuturi, există riscuri reale ca prognozele guvernului să nu se realizeze. În primul rând, programul de asistență femeii nu a fost semnat din cauza caracterului electoral al unor măsuri bugetare, măsuri de politică bugetară fiscale, care nu corespund angajamentelor internaționale asumate anterior. Autorii publicației Mega spun că în urma repercusiunilor fără precedent ale crizei pandemice și ale SCT, guvernul trebuie în mod urgent să implementeze un pachet complex de măsuri de suport pentru firme și populație care ar susține și relansarea economică în anul 2021-2022. Este vorba despre simplificarea procedurilor birocratice necesare pentru obținerea suportului pentru firme și angajați, garantarea de către stat a creditelor contractate de firme pentru a plăti salariile sau alte plăți urgente, pentru a evita falimentul, subvenționarea timpului de muncă redus, măsurile de suport trebuie să țintească cele mai vulnerabile grupuri, firmele și angajații care, potrivit sondajelor și datelor, s-au dovedit a fi cei mai afectați de criză, și un program de granturi și consultanță pentru companiile care procesează materia primă locală. Respectivele măsuri ar costa circa 1 miliard de euro, mai spun experți economici de la noi.